Mamă, bă, sunt noi, sunt noi, țiplă, adică să vezi cât de bine sunt protejate. Bun. Astea bun, sunt bun, frumoasele. S-a bă și janta. Bună dimineața tuturor, este într-adevăr foarte devreme, este ora 9 fix. Mergem la Adi pentru că în spatele nostru se află jantele de la Venom. Surprinzător, trebuie să vă spun că eram convins că vor încăpea toate, dar absolut toate în portbagaj. Am zis, bă, mașina asta are un portbagaj imens, fără probleme le voi băga pe toate în portbagaj. Din câte vedeți, 3 dintre ele sunt pe banchetă. Bă, da, portbagajul de la Audi A4 este mare, dar este mare în lungime. În înălțime nu este chiar așa mare și efectiv n-am reușit nici măcar să mai pun încă o jantă pe lângă cealaltă. Bine, cutiile sunt și voluminoase, adică, na, vă dați seama, n-au încăput, clar, dar eu mă gândeam că fiind așa lung, m-a păcălit că este foarte, foarte mare, dar nu este chiar așa, este destul de, nu știu, nu este foarte înalt, într-adevăr este lung, dar nu înalt. Ei bine, iată-ne cu ele pe banchetă, mergem la Adi, le vom monta pe mașină, deci, nu știu, de-abia aștept, jantele astea sunt superbe, eu am tot avut jante de la Venom, ați văzut, și pe Z4 avem jante de la Venom, și pe Golf am avut jante de la același distribuitor, așa că, nu știu, eu le folosesc de vreo 4 ani, folosesc jantele de la cel care le distribuie în România și credeți-mă că am fost mega încântat de serviciile lui și de jantele în sine, adică am vândut jantele, le-am tot schimbat și le-am vândut altora și eu am zis, bă, hai să fiu corect, ia, du-te la vulcanizare, pune-le acolo să le echilibreze cineva, să vadă, poate, na, după vreo 2 ani de București, de luat gropi în continuu, poate or fi și ele un pic strâmbe, nu or mai fi la fel ca atunci când au fost noi și zim cât e ca să le îndrept și plătesc, na, diferența. Și efectiv, toți cei care au cumpărat jante de la mine mi-au zis, bă, nu au fost strâmbe, nu au avut nicio problemă, au fost la fel ca în prima zi, adică, nu știu, jantele mari pe 19, pentru că numai așa am avut, din câte știți voi, n-au avut nicio problemă. Acum avem jante pe 18, pentru că vrem să fim cât se poate de legali, să avem ce scrie în talon, să nu ne abatem de la regulă, că vreau să circul cu mașina asta, să circul liniștit, să nu mă mai, nu știu, să mă stresez așa când văd fiecare filtru de poliție că mi iese în față și așa mai departe. Bun, nu mai vorbim, mergem la Adi și facem nebunia, pentru că voi nu știți ce se află în spate, cât de frumoase sunt jantele astea, vă las încă în suspans, dar credeți-mă că sunt geniale. Și gata, am ajuns. Hai să dăm muzica mai încet să nu ne zică YouTube-ul ceva. Am ajuns la Adi, l-așteptăm să iasă de pe poarta magică. Dar vreau să mă laud puțin la voi cu faptul că, ia uitați cât a consumat mașina asta în 37 de minute și 17 km de București. Deci, vedeți, deci am ales eu un diesel ca fiind mașina mea de bază cu care mă voi mișca din punctul A în punctul B. Bă, e super, chiar îmi place maxim consumul ăsta, pentru simplu fapt că, nu știu, nu te rupe la bani, adică e corect cu utilizatorul, să zic așa. Evident că trebuie să și renunți la ceva, în cazul meu a fost puterea, neavând o putere foarte mare de doar 150 de cai, dar am zis, bă, nu mă interesează atât de mult ca mașina asta să fie, nu știu, fâșneață, oricum este, dar nu vreau să fie, nu știu, mai puternică de atât, sincer, pentru că am zis, bă, de la mașina asta eu vreau următoarele lucruri, să fie mai tehnologizată decât ce am avut și ce am, mă refer la Z4, să fie mai confortabilă decât Z4, să fie o mașină de oraș unde o să am consum puțin, dar și la drum lung când o să fie cazul să plec pe timpul iernii sau, nu știu, al toamnei, primăverii și așa, pentru că de Z4 ne folosim mai mult vara fiind o mașină specială pentru așa ceva, și am zis, ok, 150 de cai, bă, mie îmi sunt arhi suficient și nici nu știu dacă o să fac soft, pentru că îmi place super mult, uite că a venit și Adi, iar Z4... Iar Z4 are 231 de cai, un alt motor, este un motor aspirat, adică de acolo pot să zic că mă bucur de sunet, de putere și așa mai departe. Facem o scurtă pauză pentru că trebuie să-i mulțumim sponsorului acestui video și anume GetherSkins.com. Este un site complet gratuit pe care utilizatorii îl pot folosi pentru a obține skin-uri pe CSGO fără a depune bani reali și fără a risca skin-urile pe care le au deja în inventar. Pentru a obține skin-uri pe CSGO, în acest site, ai nevoie de coins. Acestea le obții foarte simplu, făcând câteva task-uri relativ ușoare, precum să răspunzi unor chestionare care durează 5-10 minute, să descarci o aplicație pe telefon pe care ulterior o vei putea șterge, ori să vezi un clip video, ori să te joci câteva minute un joc pe telefon. Asta mi se pare foarte tare că îți poți monetiza timpul tău liber și poți obține skin-uri pe CSGO fără a băga bani real în site. În descriere ți-am lăsat un voucher pentru a primi un mic bonus de început. Cam atât cu această promovare, acum hai să ne reîntoarcem la clip.
Și gata, iese mașina de la Adi și intrăm noi. Ia să-l vedem pe Adi acolo. Ia uite-l. Bun, hai, hai că ne punem, la treabă. Și am ajuns la Adi, care stă, acolo pe jantele deja scoase din mașină. Tale, știi? Da, da. Bă, de-abia așteptăm să le vedem schimbate. Nici astea nu sunt urâte, dar astea sunt clar mai frumoase. Ce avem aici? Ia, desfă una, hai să desfacem una. Corect. Astea le voi păstra de iarnă, voi păstra cauciucurile astea pentru că sunt Pirelli și au dot 2019, deci sunt foarte bune. Da, sunt foarte bune. Hai să facem așa inaugurarea, nu? Că altfel, sincer, mi-a și bătut capul să omologhez 19, că în cartea de Germania aveam pe 19, dar ăștia românașii de la RAR n-au trecut 19, au trecut doar 18. Pe brieful de Germania era și 19. Bă, sunt noi, țiplă, adică să vezi cât de bine sunt protejate. Bun. Astea sunt frumoasele. Bun. Eu zic că sunt superbe. N-am vrut să le iau negre pentru că am zis că fiind și 18, ar fi poruri mai mici. Da. Eu sunt obișnuit cu 19. Okay. Eu fiind obișnuit cu 19, am zis, bă, negru face dimensiunea și mai mică. Că foarte mulți mi-au zis, bă, de ce nu ai luat negre, că negru cu alb? Și zic, bă, după ce că e janta pe 18, adică mi se pare mică, sincer, mai pun și negru, o să fie... Da, sunt foarte ușoare. Sunt foarte ușoare, sunt forjate. Deci, da, da, sunt forjate. Sunt foarte ușoare. Bun, calitate pe da, nu? Da. Deci aveți în descriere link de la Venom, de Instagram, dați-le și voi un follow. Știi pentru... că am auzit foarte multe chestii da, da. Eu, de 4 ani am jantă de la ei. Am mai montat de la ei și sunt ok. Hai, să trecem la treabă că aparatele aici așteaptă. Deci mai nou Adi are și vulcanizare, dacă nu știți, dar doar cu programare, din ce am înțeles. Da. Vorbiți cu el din timp. Facem numai rampleturi. Ce trebuie? Asta e bine. Uneori camioane. Uneori camioane, dar bun. Da, bine, deci aveți, și link-urile lui Adi de Instagram, de Facebook, de YouTube, de tot. Acolo mă găsiți, bam bam, like, share, subscribe. Și contactați pentru, alte probleme. Ideea e că o să veniți și săptămâna viitoare să facem și o revizie la frumoasa asta. Ce am văzut și, nu știu, am văzut așa de întreagă când ai venit. Așa, da. Hai așa să ne uităm. Nu știu dacă vedem pe aici, hai pe partea aia. Ce, te referi la discuri plăcute ceva? Nu. Bă, dar chiar așa niciunul? Nu. Ce mă? Am văzut că tu ai plumbi gri. Gri? Gri. A, pe jantele astea te referi. Gri. Aha. Dar de data asta la jantele care le ai acum. Da. Da. Albe? Nu. Negre? Da. Nu te cred, bă, forță. Da. Ce avem frumos. Da, chiar mă gândeam la chestia asta și nu știu, mă gândeam că na, nu o să le ai negre, că am mai fost la vulcanizări și nu. Da, sunt un pic mai rare. În fine, nu mai rare. Și ce făceam, Adi? Deci dacă zic că le vopseam, le vopseam cu spray-ul. Mulți am zis că le vopseau. Da, dar se decolorau, adică nu rezistau. Sunt vopsiți de fabrică, nu e nicio problemă. Deci asta e foarte bine. Deci punem frumos plumbi. Să scoatem dopele. Doapele, da. Bă, jantele arată bine. Da, poate nu sunt nu, de nu sunt deloc, dar au și protecția asta de la cauciuc, am văzut că depășește un pic. Să știi că aici este un pic acolo. Da, da. Hai să și filmăm. Da, na, fiind jante pe care le vreau pentru iarnă, nu o să fiu așa pretențios. În fine, asta, pana mea, este... E boala lor, mai ales pe spate dreapta, unde nu vezi bine în oglindă când dai la bordură sau ceva, știi? Este locul unde... Ești cel mai predispus să le julești, să le... Da. Și până la urmă sunt jantele originale, nu? Da, deci din o zgârietură la atâția kilometri... Se admite. Se admite. Corect. Chiar sunt curios cât de tare sunt strânse de nemți. Nemții ăștia știu meseria la vulcanizare. Nu pune ranga, știi? Da, da. E bine, mă. Ia să vedem plăcuțele. Bă, sunt ca noi. Da, bine, eu am văzut pe istoric la Audi că au fost schimbate acum 20.000 de kilometri. Nu, au, se vede. Ia să facem un focus. Sunt chiar ideal. Da, au carne. Au. Și cant discurile iasă, nu? Au, puțin. Superficial. Da. Băi, o să facem și etrierii ăștia șmecheri, o să tot la Adi la pistol. Deci nu o să mai facem cu... Nu cu spray. Da, deci... O să-i dăm jos, de tot, de pe mașină, da. Înlocuim și lichidul, așa. Da, ca să știm o treabă. Îi dăm jos, îi spălăm, îi curățăm. Da.
le dăm o bază, adică un sprischit sau un grunt. Da, ca la vopsitorile. Exact, cum mai vopsi un element. Exact. Îți alegi culoarea. Da, facem o culoare pe un cod. Cum vrei tu, Ferrari, Lamborghini, vopsim, dăm lac și lăsăm la uscat. Da, și apoi montăm. Deci așa e cel mai corect, să cel mai corect, să și o să fie și de durată. Asta e. Că am făcut la cineva cam acum 4 ani de zile și a fost la schimbat plăcuțe și chiar arată impecabil. Da, pentru că te gândești, bă, da, dai mai mulți bani, dar îi vei da o dată la mulți ani, gen 2-3 ani. În schimb, spray, eu i-am făcut cu spray și în fiecare an trebuia să-i fac. Fata, ce se întâmplă? Stai să dau roata jos. Da. Am și stai să vezi aici. Care este problema la spray? În fine, problemă. Pentru că el este din fontă sau din aluminiu. Da. Are aceste broboațe sau nu știu cum să zic. Nefinisaj. Da, cumva materialul este un pic în relief, așa, exact, e texturat un pic. Dacă tu îl vopsești la spray, va rămâne în broboanele astea și mereu când se va pune praful de la plăcuță, tot se va vedea. Da, se va vedea. Dacă tu îl vopsești lac și tot ce trebuie, se vor încărca și vor fi finisate. Da. Adică va fi mult mai ok. Asta așa e. Deci poate avem plăcuțe, discul este bun. Ca și... Eu zic că e impecabil, nu prea ai ce să faci la aia. Doamne ajută. Țipă. Doamne ajută. Să vedem și pe elevator sus, că nu m-am uitat până acum, dar asta ajungem vedem la revizie, când o să facem săptămâna viitoare revizia. Mai vizităm o dată pe Adi. Deci prima dată Adi a zis că vom da toate anvelopele jos, ca să știm o treabă, pentru că folosim aceleași anvelope, le vom pune și la jantele noi. Ăsta a fost și motivul pentru care n-am vrut jante pe 19, v-am zis. Am zis, bă, e păcat de anvelopele astea, să le vând altuia și să mă bucur eu de ele. Că sincer să fiu cu voi, n-am avut niciodată Pirelli. Arată mai bine fără cauciuc janta asta, parcă. Este exact ce spuneam, de plumbe. Da, plumbii sunt gri. Gri, da. Și janta neagră. De e destul de urât. Da, știi? Da, știu, știu. Așa, să o dau eu de aici. Ți cum se pare așa mai grea? Bine, noi... N-am ajuns, dar... Punem mai să toate aliniate ca la școală, bă, chiar nu e un model urât, pentru că am văzut pe multe A4-uri care nu erau neapărat cu motoare mai mari, cu jante nasoale, pe 17, pe 16, dar am fost norocos, ce să zic, dar hai să vină ce trebuie. O tălăia! Băi, sunt foarte ușoare. Mai ușoare decât astea? De enorm mai ușoare. Serios? Serios. Asta chiar e grea. Foarte ușor. Da, nu chiar sunt. Eu prima dată când mi-a venit curierul cu ele, zic, mamă, sigur sunt jantele, frate, aici? Hai să punem momentan aici. Bă, cât de bine arată, mă. Modelul ăsta chiar nu știu, îmi place maxim. M-am avut multe alte modele, dar ăsta mi s-a părut cel mai, nu știu, e clasic, e, nu știu, chiar arată super bine. Și v-am zis de ce le-am vrut gun metal și nu le-am luat negre. Fiind și pe 18.000, sincer, mi se par mici, fiind obișnuit doar cu 19. Și pe mașina asta să fi pus negre, ar fi părut și mai mici, credeți-mă. Deci se vede, da? Da. Jantă nouă, protecție, da? Protecție nouă. Protecțiile aici frumos, stai așa.
Deci Adi este foarte atent la detalii, credeți-mă. Că știe ce înseamnă să prețuiești cu adevărat o mașină și toate lucrurile astea fac diferența. Întrucât îl recomand deci, cu căldură. Astea sunt protecții de plastic, da? Da. Care îți protejează buzele de la jantă. Sunt de plastic și au cauciuc aici. Uh-huh. Ok. Deci am montat frumos protecțiile. Da. Jantă nouă, da. Ia să arată. A, eram curios ce este aici. Deci se poate vedea, da? Da. Deci cu cauciuc, da? Cum okay. Scrie la carte. Mai departe punem frumos valva. Da. Mai întâi eu scot ventilul ca să nu mă chinui la umflat. Mamă, valva nouă, da. Avem așa, nu știu. Pac, pac, pac. Imediat o să iau o cârpă. Ca să nu zgâriem, da. Avem nevoie de un pic de pastă de desubt aici. Mm-hmm. Ca să lipească. Punem cârpa aici și facem pârghie, da? Da. Și intră. Gata, am făcut. Deci, foarte simplu, nu? Tot cu pastă. S-o dă și pe jantă, nu mai pe anvelopă. Mm-hmm. Că tot ție ți-e mai ușor după, adică... Da. De ce să te chinui când poți să simplifici lucrurile? Exact cum au venit, așa le și păstrăm. Fac. Am băgat la loc, da? Da, capul la cutie. Punem capacul. Băi, sunt super recunoscător că nu mă gândeam că îmi vor trimite și prezoane. Mă gândeam că o să folosim tot prezoanele noastre. Și aici cred că avem ori inele de centrare și prezoane, ori... Nu știu, hai să vedem. Mai am un casic cu prezoane. Oh, ți-au dat și de-astea. Mi-au dat și valve, da. Deci au fost chiar... Da, corecți. Corecți, da. Super. Frumos. Mare atenție, scrie pe anvelopă outside. Da, adică partea exterior, care e exterioară. Și dăm cu soluție, nu pe jantă aici, știi? Da. Ai văzut faza? Nu. Cum unii pun anvelopă aici și dă aici. Da? Deci, ce fain se învârte acolo. Da. Ia să vedem. Ia uite. Avem 5 cu 15 cere plumb. Deci pot să zic că este impecabil, nu că... Adică că n-ar avea nevoie teoretic, da? Da, are o mică, dar foarte incredibilă. Da. Băi, ăsta e avantajul când pui și jantă nouă. Doamne, așa să rămân așa să nu dăm prea multe gropi ca să... agravăm situația. Și gata și cu echilibratul la toate. Hai să vedem cât de bine arată. Fix, știi? Da? Dar nu pe oricum, na. Inele, nu. Au fost comandate, adică pe special pentru specificațiile modelului, știi? Da. Mă gândeam să aleg GT35 să fie mai ieșit un pic în exterior. Dar am zis, bă, nu cred că o să las prea curând mașina mai jos, încât să vreau să fie la față, știi? Nu, e ok. Da. Gata, băieți, am antrenat aici la Adi. A ieșit totul exact cum îmi doream, să nu fie nicio jantă întinsă, pentru că, bă, cum ai zis Adi, bă, să o atingi tu. Să fii da, tu să primul, fii care... primul care o strică. Nu? Da, nu să fie altul, știi? Da. Dar să sperăm că nu va fi nici cazul, nici în privința mea să-l ating. Arată super bine mașina. O să o vedem și pe afară, că o să ne oprim. În lumina zilei arată și mai bine, sunt convins. Ne oprim să vedem și afară cum arată. Dar a ieșit totul exact cum mi-am dorit. Îi mulțumesc foarte mult lui Adi. Neapărat merge și pe canalul său de YouTube. V-am zis, cu programare pentru vulcanizare. Da, da, da. Putem face orice fel de jantă. Da, da. De la
14 la 25. Camioane. La camioane, da. Da. Ramfleturi de toate, deci chiar ați văzut, e grijuliu. Asta contează foarte mult, toate detaliile astea mărunte fac diferența. Nu te grăbești că n-ai de ce, adică, na, totul e cât se poate de corect. Bine, gata, ne revedem afară, îi mulțumesc lui Adi încă o dată și ne vedem, pa, pa. Pa, pa, salut. Și gata, am ieșit și afară, suntem în fața Casei Poporului. Cam astea sunt jantele, sincer arată super bine în lumina naturală. Bine, a mai rămas soluție de asta pe anvelopă de la etanșarea cauciucului cu janta, dar asta nu contează, se ia sigur la spălătorie. Arată foarte bine mașinuța acum, îmi place maxim. Mai dăm așa un walk around. Nu știu, s-a schimbat radical aspectul, mai urmează modificări, pentru că vom mai face una alta. Hai să mergem și prin spate. Încerc așa să merg încetișor. Chiar arată super bine. Ne mai uităm o dată, sincer îmi vine să mă uit în continuu la cât de faine sunt. Da, și cam ăsta a fost vlogul. L-am început cu jantele noi în spate, acum sunt jantele vechi în cutiile celor noi. Sunt foarte mândru și fericit de ce a făcut prietenul meu Adi cu vulcanizarea și cu servisul. Servisul său se va extinde, lucrează acum la lucrul ăsta pentru că demolează o casă care era lângă servisul actual pentru a-l extinde și o să arate și mai bine de atât. Deci mergeți cu încredere și apelați pentru că se dedică foarte mult și este foarte, foarte atent la detalii și nu glumesc, pentru că deseori m-am dus la vulcanizări și plecam cu jantele julite, zgriate și nu mai suportam asta. Eu veneam cu jantele noi și cum a zis și Adi, bă, să ți le zgârie altul de noi e și mai dureros decât le-ai zgâria tu, asta așa este, dar sunt fericit acum, sper să rămână jantele exact în starea actuală pentru totdeauna, să le ferim de toate bordurile, gropile și de nivelările care ar putea să le zgârie. Eu am fost The Link, vă mulțumesc pentru a ne-ați acordat, nu uitați să apăsați pe butonul de like pentru că mai urmează un vlog genial făcut de blondul prietenul meu. Am făcut un detailing la mașina asta și am filmat cinematic și a ieșit genial. Dacă astăzi strângem 2000 de like-uri, vă promit că mâine apare acel cinematic și o să vedeți, pentru că este acolo un vlog în adevăratul sens al cuvântului, dar cu multe cadre faine rău de tot. Deci apăsați pe like, iar dacă astăzi strângem 2000 de like-uri, mâine seara la ora 7 încarc clipul de care v-am vorbit. Eu am fost The Link, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom revedea curând. Pa, pa! Nu uita că poți folosi voucherul Y The Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!